Bună ziua, bine v-am găsit! După cum observați, suntem în natură. Am făcut aici un laț pentru vânătoare de animale în caz de ne aflăm în situații extreme și avem nevoie să ne procurăm hrana. După cum observați, am făcut un laț foarte simplu și ușor, legat de un pom sub formă de cerc. Înțeleg că capcanele sunt interzise în România, să-mi facă dracu. Bineînțeles, este un laț reprezentativ pentru că nu am ieșit la vânat. E o chestie de reprezentativă pentru a învăța și a ști să ne procurăm hrana în caz de situații extreme, nu știu, catastrofe naturale sau în caz de război și ne aflăm într-un loc în natură unde ne putem procura hrana. După cum observați, este foarte simplu și ușor. O sârmă legată. Bineînțeles că când suntem într-o situație extremă, ne facem un adus. Bineînțeles, ne procurăm hrana. Foarte simplu și ușor. Ce să zic, vă așteptăm aici în natură. Aici a început puțin ploaia, dar nu este nicio problemă. Să facem tot felul de lucruri interesante, procurarea hranei, apei, focuri, shelter-uri, adăposturi în engleză. Să facem tot felul de lucruri de prim ajutor, semne în pădure, semnale pe care le putem folosi pentru a ne orienta și a ne găsi unii cu alții. Pentru că suntem într-o zonă sălbatică, nu neapărat în România, și într-o anumită zonă a globului. Ce zic, vă așteptăm aici și vă doresc o zi bună. Salut!